De ce crezi că sunt aici? Cine e negru să spună ce caut aici? Habar n-am. Sunt prietena Denise și sunt aici să susțin. Și acum cine e înalt să spună ce caut aici? Am venit să cânt, să vă încânt. Am venit să-mi caut soție. În primul an am venit de curiozitate, anii 2 și 3 pentru bani, anul 4 să-l scot pe ăsta din ce a intrat, anul 5 îl dedic viitoarei mele soții. Tocmai asta vreau să vă zic, v-ați calificat. Nu, scuze, v-ați calificat să mergeți mai departe pe scenă. Am emoțiile. Ne, dar eu și eu ce emoții am. Sunteți manechin? Nu, nu. Nu spuneți că lucrați la bancă. Prietena n-are emoții pentru mine? Mi-a vrăjit pe toți acolo, e toată lumea căzut. Este în cap. Eu m-am ținut mai tare, dar... Mă duc să fac cumva să iau măcar Facebook. Dacă nu... Asta e cea mai mică problemă. Dacă nu reușesc Facebook-ul, măcar WhatsApp-ul, dacă nu reușesc nici WhatsApp, tu iei 3 de da și la schimb, de bucurie, mă ajuți. 2, 1 și intra! Bună seara! Și tu ești viitoarea soție a unui bărbat. A unui bărbat, prieten, da. Tânăr, frumos. Vezi bine de aici, dacă vrei... E ok? Îți plac băieții pe motor? Nu m-am gândit niciodată la varianta asta, dar... Dar băieții care prezintă Neața cu Răzvan îți plac? Auzi? Știu. Dau mai tare? Pasionată. Mai și încet? Pasionată de muzică și... E prea frig, prea cald? Și a venit să faci treabă. Nu te interesează? Prea multă lumină. Mai stingeți din lumină. Lucrurile. Stinge, mă! Să-mi spui unde ți-o trimit. Pe WhatsApp? Scrie tu. Draga mea, știu ce-ți lipsește. Tu nu ești îndrăgostită, îți lipsește motivația. Eu, de dimineață, nu puteam să cânt melodia asta, dar acum aș putea să o cânt. Te îndrăgosti. Răspunsul meu vine cu un nu. Răspunsul meu e nu, îmi pare rău. Răspunsul meu este nu, cu felicitări. Mulțumesc. Drag, la revedere. Îmi pare rău. Dacă pot să fac ceva, să mă revanșez. Dani, vine pachetul. Vine pachetul, Dani. Dani, vine pachetul. Datoria mea este să-l apropii, să-l leg de cineva. Poate la o fată, două, nu-mi iese, dar dacă-mi iese la una, domnișoară, îți dai seama ce recompensă sufletească mi-aș duce? Se găsesc undeva furișându-se prin backstage, sărutându-se. Pentru mine, ori ea vrea, dar nu iese mereu. Eu știu ce-i place lui Dani. Hei, cum mai e la liceu? Foarte bine. Hai, dacă era la noi la liceu așa, Răzvane, cine nu mai termina? De unde ești? Din Târgu Mureș. Din Târgu Mureș. În ce clasă? În clasa a 10-a, 13-a, 11-a. A 11-a. Dar ce mâncați în Târgu Mureș de stres cu 3 capete peste colegul Dani? Faci un sport? Am făcut balet 12 ani. Lasă-te, că uite ce-ți face baletul. Aveți întrebări? Da. Ce caut eu aici? Cine m-a adus? Te rog, te conduc. O conduc eu, rămâneți dumneavoastră cu ea. Cred că vă e tare greu. O țineți încuiată? Într-un turn? Locuiți la turn? Liberă. Doamne, doamne. Dani este, să știi, foarte pretențios. Foarte pretențios. Vrea numai dive. Nu știu ce să mă fac. Bună seara! Bună seara! Uite, viitoarea soție... Da, așa, ești căsătorită? Nu, am 17 ani. Dani poate să aștepte oricât. Un an. Nu e o problemă. Pe motocicletă ai fost vreodată? Pe ATV, dar pe motocicletă. Dar știi ce mișto e? Am om. Voi încerca. Te ascultăm. Succes. Baftă. Mulțumesc. I drew my hands in the air, said show me something. Show me something. He said no, really sure. Alexandra. Da.
Totul a fost monoton, mai aveam puțin. Acolo am un rudotel, aici rămâneam. Răspunsul meu pentru tine astă seara e nu. Mulțumesc. Te salut, Alexandra. Te pup. Hai. Lasă că rămân eu nepupat, Răzvane. Eu cred că dragostea pentru Dani va veni pe neașteptate. Hai mă, că nu-i purtați de grijă, nu-i purtați de grijă, serios. Voi chiar credeți că el stă așa singurel noapte? N-are el pe cineva pe dreapta acolo? Nu cred. N-are. Nu cred.